Summitul Startup Nation România 2017 s-a încheiat joi 16 noiembrie la Craiova. După ce a fost prezent în toate cele 9 regiuni, ministrul Ilan Laufer s-a întâlnit și cu întreprinzătorii din regiunea Olteniei în aula Facultății de Drept. Evenimentul a fost organizat de Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragerea de Investiții și Promovarea Exportului Craiova. Astăzi sunt aici să vă răspundem în primul și în primul rând tuturor întrebărilor pe care dumneavoastră le puteți avea, ce fac referire la procesul de implementare a programului Startup Nation. Știu că partea de comunicare este extrem de importantă și am încercat să fiu mereu aproape cât am putut de mult de cei care au aplicat și care au câștigat și care doresc inclusiv suportul nostru pe mai departe pentru implementarea cu succes a planurilor de afaceri. Presupun că ați aflat, ieri am încheiat cu succes perioada de contractare pentru întreg programul Startup Nation și este o veste mare. Vreau să le mulțumesc și nu pentru puțin și nu gratuit tuturor colegilor mei din minister care au lucrat alături de mine la programul Startup Nation. Vreau să le mulțumesc tuturor directorilor de agenție din țară și colegilor noștri din Craiova, dar și din celelalte regiuni, fiindcă a fost o muncă, într-adevăr, foarte, foarte grea, ca și volum. Sunt bucuros că au aplicat peste 19.000 de firme. Multă lume mi-a spus la început că dacă vor aplica 3-4.000 de societăți, să fiu mulțumit. N-am fost, am continuat să merg în țară și cred că lucrul ăsta s-a simțit și am avut peste 19.000 de companii care au aplicat. În regiunea Olteniei, 634 de antreprenori vor obține finanțări în valoare totală de 40 de milioane de lei. Cei mai mulți aplicanți urmează să dezvolte afaceri în sectorul IT, dar și în cel de producție. Ministrul Ilan Laufer a anunțat că va exista posibilitatea ca aplicanții care nu au primit finanțare anul acesta să se înscrie anul viitor. Totalul aplicanților în regiune 1628. Noi suntem agenție regională, avem în subordine 5 județe. Dolj, Olt, Gorj, Mehedinți și Vâlcea. Deci avem 1628 de aplicanți, dintre care până la numărul 10.000 în Ruie, unde s-au făcut evaluări, sunt 809. Au fost admiși 634 și în țară cred că marea majoritate sunteți beneficiari sau firme de consultanță. Sunt la număr de 634 de admiși, 593 de scrisori de clarificare trimise. Cred că lucrul ăsta spune cât de mult ne-am străduit să avem rată de absorție. Avem 175 de respinși. Evident, aceia sunt cei mai vocali, cei mai nemulțumiți. Avem zeci de motive pentru care sunt respinși. În partea a doua, probabil, le vom detalia. Chiar acum am primit diverse întrebări pe telefon de la firme de consultanță. Bun, nu critic acum. Trecem mai departe. Am avut trei societăți, numai trei societăți, este un real succes, care au renunțat la finanțare după ce au semnat acordul de finanțare, da? Am semnat acum două zile și 18 dosare în afara bugetului. Sunt în sală persoane care au primit scrisoare de acceptare în program în afara bugetului. Acele dosare sunt între numărul Ruie 9500 și 10.000. O să detaliem în partea a doua. Cum spuneam, sunt societăți care n-au mai venit să semneze acordul sau societăți care au semnat acordul și au renunțat. Iar banii aceia pentru a nu-i da înapoi la bugetul de stat, i-am păstrat și vom alege, din, evident, în ordine crescătoare, în ordine descrescătoare, în cer scuze, pe următorii de sublinie, care vor intra la finanțare. Iarăși, ca să vă mai dați seama ce eforturi facem, în primul rând trebuie să știți că suntem doar 9 oameni. Până astăzi, erau în jur de 415 solicitări de modificări a planului, a acordului de finanțare și a actelor adiționale din partea beneficiarilor, din partea dumneavoastră. 39.904.000 de lei este suma care a fost contractată de Victoria Antreprenor din Craiova. Vă felicit sincer foarte mult pe anul acesta. Deci asta sunt doar sumele din 2017 și pe total vă aduc o sumă, dacă tot ne-a dat, de trei ori mai mare. Deci discutăm de 120 de milioane de lei care vor ajunge prin intermediul programului Startup Nation 2017-2018, că anul viitor va fi o nouă ediție 2018-2019, evident.
Și sper că anul viitor îmi doresc Craiova să ajungă a treia zonă ca absorpție. Este greu. Există București și Cluj, care au peste 2000 de proiecte finanțate. În Craiova avem anul acesta 635 de admiși și 631 de acorduri semnate până în acest moment. Dacă nu greșesc, după București și Cluj, undeva la 800, cred că este Timișoara, Iașu, tot aici pe zona asta, și Constanța. Deci, nu cred că o să fie greu anul viitor Craiova să devină a treia locație din punct de vedere a sumelor atrase din programul Startup Nation. Îmi doresc ca toată lumea să conștientizeze că se fac pași importanți. Nu zic cât de mari sunt pașii, dar sunt pași importanți în ceea ce înseamnă pentru mine și o prioritate absolută pentru acest minister este dezvoltarea ecosistemului antreprenorial în România. Și cred că Startup Nation este unul dintre cele mai bune exemple în acest sens de până acum. Și vă spun și de ce. Este un program la nivel național fără precedent. Este cel mai mare program din Europa în acest an de finanțare de startup-uri ca și număr. Discutăm de peste 8600 de companii care vor fi finanțate și discutăm de aproximativ 20.000 de locuri de muncă care vor fi create. Dar, din punctul meu de vedere, nu sunt orice fel de locuri de muncă. Sunt în marea lor majoritate, peste 75%, ocupate de tineri absolvenți după anul 2012, de persoane defavorizate și șomeri. Deci are un impact major în această zonă care pe noi ne interesează foarte, foarte mult și ca atare am acordat și un punctaj suplimentar în planul de afaceri în acest sens. Avem nevoie de o colaborare foarte bună între studenți și cadrul universitar atunci când discutăm de viitor și sunt foarte multe instituții de învățământ superior în România care introduc în programa lor partea de antreprenoriat și eu am susținut lucrul ăsta peste tot unde am fost și este extrem de important să înțelegem. Studenții noștri, când ies din facultăți, universități, trebuie să aibă simțul practic al lucrurilor. Este foarte important și programul și practica în cadrul companiilor în timp ce ești student, dar e foarte important să înțelegi și ce înseamnă puțin mai mult decât atât. Dacă vreau să devin antreprenor, fiindcă pot să devin antreprenor, indiferent dacă sunt doctor, dacă sunt inginer, dacă sunt orice aș fi. Și culmea, foarte, foarte mulți doctori în România sunt antreprenori, au clinici proprii. Și este important ca, indiferent de segmentul de care discutăm, să existe o pregătire, fiindcă atunci înseamnă o șansă mai bună de a gestiona business-ul, viziunea viitorului și așa mai departe. Ilan Laufer a vorbit la Craiova și despre un nou program denumit Scale-Up, ce va ajuta programul inițial Startup Nation. Incubatoarele de afaceri sunt foarte importante. Au un rol esențial în dezvoltarea unui ecosistem și nu numai atât, au un rol extrem de important în educația antreprenorilor, în felul în care își construiesc business-ul și cum îl dezvoltă mai departe și, nu în ultimul rând, posibilitatea de a avea o direcție mult mai bine definită, cu mai puține greutăți în jur, atunci când discutăm de o perioadă de incubare a unei afaceri și, pe de altă parte, bineînțeles, partea de finanțare, care este extrem de importantă și cred că mulți dintre dumneavoastră știu că una dintre problemele principale a companiilor mici și mijlocii în România este autofinanțare. Și cred că băncile ar trebui să fie mai îngrijorate decât sunt, ca să nu se mai autofinanțeze atât de mult. Pe de altă parte, ne dorim și un cadru legal mai bun pentru zona de angel investors. Avem o lege acum de angel investors, dar ne dorim ceva mai mult. Ne dorim ca acest program și modul în care noi colaborăm acum cu partenerii de implementare și oferim o reală posibilitate și o șansă tuturor celor care își doresc cu adevărat să devină antreprenor, să o facă în România, chiar dacă nu dispun de un capital propriu. Și cred că modul în care noi am construit și le-am oferit acest circuit, băncile câteodată spun că i-am alintat prea mult, dar nu este adevărat. Este important să vă fim alături și este important să aveți o șansă cât mai mare de a reuși. Pentru anul viitor, ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat vrea să aducă îmbunătățiri și cadrului legislativ pentru incubatoarele de afaceri. Aveți în față un întreprinzător care evoluează de 25 de ani în economia de piață românească.
și care nu a obținut niciodată, pe niciuna dintre firme, un astfel de credit. Suntem în situația de a fi rulat foarte multe milioane de euro, atât în scopuri comerciale, cât și în scopuri, cât și cu scopul de a investi. Dar, repet și subliniez, am apelat de fiecare dată la bănci, de unde am primit bani în măsura posibilităților noastre, nu în măsura posibilităților băncilor, în măsura posibilităților noastre de a-i rambursa. Nu vă spun lucrurile acestea pentru că aș considera programul Startup Nation drept un lucru greșit. Dimpotrivă, mă bucur că la un moment dat există această disponibilitate din partea guvernanților de a finanța spiritul antreprenorial. O să vedem în câțiva ani de zile câți dintre cei care se bucură astăzi de aceste disponibilități vor reuși și își vor atinge visurile și planurile pe care și le-au făcut. În acești 25 de ani am rulat foarte multe milioane de euro sub formă de credit. Am început cu un mic credit comercial la vreun an de zile de la înființarea firmei, pentru că trebuia să ne finanțăm achizițiile de mărfuri. N-aveam bani. Mă credeți sau nu mă credeți, societatea mea și-a început activitatea cu acel capital social de 100.000 de euro, ceea ce în banii de atunci însemna vreo 400 de dolari. De atunci și până acum am găsit foarte multă înțelegere la bănci. Observ, în special printre tineri, o rezervă în a lucra cu băncile. Băncile sunt privite ca niște instituții puse să jupoaie bietul privatizat. Ceea ce nu este deloc adevărat. O bancă nu face nimic altceva decât să financeze ideile bune pe care întreprinzătorii le au. Acei întreprinzători care eșuează în proiectul lor nu o fac din cauza băncii. O fac din cauza lor. Este ceva ce n-au socotit bine.